Consiliul Local Municipal Târgoviște a fost convocat în ședință ordinară la data de 26 noiembrie, având pe ordinea de zi 10 proiecte, majoritatea aprobate în unanimitate de către consilieri. Astfel, printre hotărârile care au primit girul consilierilor, s-a aflat proiectul privind modificarea și completarea unei hotărâri mai vechi referitoare la includerea în domeniul privat al municipiului Târgoviște și darea în administrarea centralelor și instalațiilor termice către unitățile de învățământ și direcții aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște. Un alt punct aprobat de către consiliere a fost cel privind transmiterea în folosință gratuită a unui bun proprietate a municipiului Târgoviște către Clubul Sportiv Școlar Târgoviște. O altă problemă discutată a fost cea referitoare la proiectul de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului municipiului Târgoviște în adunarea generală ordinară a acționarilor la SECE Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița ESA, unde mai mulți participanți la ședință au luat cuvântul. În ultima vreme circulă foarte multe zvonuri privind o eventuală creștere a prețului la apă în Târgoviște. Vreau să transmit și celor de la Compania de Apă și cetățenilor municipiului Târgoviște că noi nu vom asuma o creștere la prețul apei, cum de altfel în martie sau aprilie anul acesta, atunci când s-a făcut și acea majorare de buget, domnul fost director, domnul Staicu, a promis în fața mass media, în fața noastră, consilierul local, că nu se va întâmpla acest lucru. Mai mult decât atât, în urma discuției cu o parte dintre oameni care au activitate acolo și o parte dintre cei din Consiliul de Administrație, situația nu este deloc una roz la compania de apă Târgoviște Dâmbovița ESA și mă bucur că este și domnul director general prezent. Aș vrea să monitorizăm mai atent în perioada imediat următoare. Într-adevăr, tariful este aprobat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară cu, exact cum a spus domnul viceprimar, dar vreau să vă asigur și sub declinarea și depunerea mandatului pe care mi l-ați încredințat ca acționar în Consiliul de Administrație, că această chestiune nu a fost dezbătută niciodată. Un alt proiect care a beneficiat de o mai mare atenție în cadrul ședinței a fost cel legat de acordarea unor drepturi pentru personalul Poliției Locale a municipiului Târgoviște, conducerea instituției solicitând ca 6 persoane din subordine care aveau statut de personal contractual să beneficieze de normă de hrană, asemeni celor încadrați cu statut de funcționar al Poliției Locale. Însă consilierii locale au ales să respecte ad literam textul de lege care îi lasă pe cei 6 fără normă de hrană. În polițiile locale din sectorul 2 și 4 al municipiului București, acest mod de abordare a fost atacat în justiție și au primit drepturile exact ca și polițiștii locale. Dacă considerați că este chiar atât de greu să facem față cu bugetul pentru 6 oameni, eu cred că nu e corect. Aici nu este o chestiune de îngăduință sau de oportunitate sau de moralitate. Asta atât vreau să fac această precizare. În cele din urmă, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fără a ține cont însă de observațiile conducerii Poliției Locale a municipiului Târgoviște.